Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni, ne ștergem ochelarii. Astăzi e Dragobete și trebuie să vedem totul mai bine, adică totul apare mai frumos. În cafeaua de dimineață de astăzi, o emisiune un pic mai altfel, pentru că o să vorbim despre democrație. O să ziceți, o nebunită asta, care e democrație în România? Despre democrație, despre modul autoritar, arbitrar, ca să nu spun dictatorial, prin care se fac anumite alocări de sume, acolo unde este sau nu este nevoie, în județul Neamț, dar nu numai în județul Neamț, în România. Astăzi vorbim despre un model de cum ar trebui să petreacă lucrurile când o autoritate locală este nemulțumită de ceea ce fac șefii. Ieri, la Consiliul Județean, s-a întâmplat un lucru care, în mod normal, trebuia să întâmple de acum vreo, hai să nu zic de acum 8 ani, dar să zic că de vreo acum vreo 6 ani, 5-6 ani, trebuia să întâmple. Pentru că, cam de atunci, a început să se manifeste stilul autoritar al lui Ionel Arsene, care dacă era supărat pe cineva, ori îl alunga din județ, ori îl făcea, ori îl sancționa. Lucrul acesta a fost amendat ieri printr-un demers democratic. Și nu numai că a fost amendat, dar probabil că va deschide robinetul și pentru alte asemenea manifestări pașnice care să atragă atenția asupra modului în care se întâmplă lucruri în Neamț. Astăzi, în emisiune, avem doi reprezentanți ai Comunei Timișești. Bună ziua! Bună dimineața! O să-l rog pe domnul primar Cire Mărculeț să-și prezinte invitatul de azi, să nu-l prezint eu. De ce? Pentru că, pentru prima dată, după foarte mult timp în această emisiune și într-o dezbatere, avem reprezentanții a două partide, aparent antagoniste, în realitate aliate la centru, PNL și PSD, sau PSD și PNL. Deci vă rog să vă prezentați interlocutorul din emisiune. Mulțumesc. Domnul consilier local Comunei Timișești, veteranul nostru, că am făcut o greșeală ieri și am spus veteran de război, dar eu am vrut veteranul consilierilor. Da. Domnul Dumitru Goian, fost primar și viceprimar al Comunei Timișești, un om de o calitate foarte bună, un om apreciat în comună la noi și apreciat și de mine, personal și... Și cum ar veni veteranul consilierilor PSD, cum ar veni, nu? Da. Deci, reprezentați acest partid în comuna Timișești, și ați luptat pentru partid, probabil, ca să luați voturi în alegeri. Bineînțeles. Și ați luat voturi. Da, sigur. Deci, PSD-ul este reprezentat bine. Câți consilieri PSD sunt? 4. 4 din? Din 13. Din 13. Deci, aveți o treime din consilieri. Da. Care... PSD. PSD. Bun. Povestiți-mi cum s-a ajuns la situația de ieri. Cine dorește să înceapă? O să încep și eu. Vă rog, domnul Goian. După cum a prezentat și domnul primar, fac parte din partidul PSD de la începutul înființării partidului, după Revoluție. Oh, deci ați rămas acolo tot timpul. Da, tot timpul. Și în perioada Revoluției, atunci, temporar, în jur de un an de zile am
ținut loc de primar, fiindcă nu puseseră organizate alegeri în perioada aia. Și în 1992, la primele alegeri atunci, am fost ales viceprimar. Am funcționat legislatura 92-96 ca viceprimar, după aceea 96-2000 am fost consilier local, după care în anul 2000 am revenit pe postul de viceprimar, după care am mai fost încă două legislaturi consilier, după aceea m-am retras, dar activând totuși în rândurile Partidului Social Democrat. În 2020 am revenit pe lista de alegeri din partea PSD-ului și am fost ales consilier local. Am și o vârstă, aș putea spune, înaintată. Frumoasă. Sunt născut în 1941, deci am pășit pe 82 de ani. Mulți înainte. Și am zis că să-mi închei cariera politică, zis așa. Eu nu m-am dezis de Partidul Social Democrat. Dacă am luat-o pe calea asta, fiind un partid pe care l-am agreat, am rămas fidel acestui partid. Și tot timpul cât am fost și în funcția de viceprimar, dacă fostul primar cu care am lucrat nu era din partidul nostru, era din alt partid, totuși în cadrul Consiliului Local. În cadrul Consiliului Local și chiar cu mine direct ca viceprimar, n-au fost dispute din astea politice sau contradicții care să dăuneze activității noastre în cadrul Consiliului și să aibă de suferit comunitatea. Am mers la unison, așa a fost, deși în cadrul Consiliului nu totdeauna a fost, să zic, unanimitate în ceea ce privește... Dar nu e normal să nu fie unanimitate? Toate proiectele erau dezbătute în comisiile de specialitate și în plen. În cadrul ședinței de Consiliul Local, tot timpul au fost proiectele care au fost dezbătute, au fost aprobate și puse în valoare. Bun. De ce v-ați supărat și ați venit cu toții la Piatra Neamț? N-aș putea spune o supărare așa... Hai să spun, de ce sunteți nemulțumiți? Noi, în cadrul Consiliului Local, s-au promovat multe proiecte. Sunt în derulare proiecte care trebuie duse la finalizare. E greu cu banii. Bugetul nostru local nu poate cuprinde toate proiectele. Avem nevoie de susținerea noastră financiară din cadrul Uniunii Europene și din partea Guvernului, cât și din partea Consiliului Județean. Avem grădinița care e finalizată. Mai trebuie, ca să o punem în funcțiune, trebuie făcut împrejmuire, trebuie achitați banii pentru constructor care au depus niște eforturi și bănești, nu numai muncă fizică. Și omul trebuie plătit. Avem dispensarul, care e tot la fel finalizat. Sunt lucrări acum pentru
alimentarea cu gaze. Și v-ați trezit în momentul Ne-am în care... Ne-am trezit în momentul de față că nu putem face față să achităm contribuția noastră a comunei celor care ne execută lucrările. Și oamenii întrerup lucrările pe motiv. Și era dreptul, era dreptul comunității să primească și ea, pe măsura proiectelor depuse, bani la alocarea Consiliului Județean. Și acest lucru nu s-a întâmplat. Și asta a fost nemulțumirea noastră, pentru care, de comun acord cu toate partidele din care e alcătuit, din membrii Consiliului Local, ne-am hotărât să mergem la Consiliul Județean și să cerim o explicație, să vedem de ce suntem marginalizați, ca să zic așa. Și au fost oamenii din comunitate, s-au organizat ei. Nu i-a îndemnat nimeni. Dom'le, mergem și noi să vedem la fața locului de ce suntem marginalizați. Și am ajuns la... O să revenim după aceea să povestim ce a fost acolo. Pe mine, eu aș vrea un pic ca domnul primar să adâncească problema asta a alocării fondurilor. Haideți să vorbim cinstit și bărbătește și ca între mine și dumneavoastră și dumneavoastră ca un fost coleg, ca să spun așa, cu domnul Arsene. De ce Timișeștiul a fost marginalizat? O să reiau vechea poveste, în sensul că dumnealui are ceva personal cu primarul Mărculeț. Și nu a înțeles că dacă ai ceva cu primarul, nu trebuie să ai comunitatea. Și cu cetățenii din comuna Timișești, unde a primit voturi atunci când a fost ales președintele Consiliului Județean. Unii spun că au primit surprinzător de multe voturi. Da. Da. Problema e în felul următor. De trei ori la rând am primit zero. Noi Timișești. La alocarea sa la 6%, nu? Da. An de an. Noi discutăm în Consiliul Local. Noi am discutat în Consiliul Local. Iată zero. Nu-i normal ce se întâmplă. Haideți că data viitoare nu se mai întâmplă, o să-i treacă supărarea domnului președinte. Dar uitați că a ajuns cuțitul la ouă și la noi. Alalt ieri, după amiază, când am aflat așa pe repede înainte de rectificare, ne-am supărat cu toții. Adică când am văzut în dreptul nostru 50.000 de lei și media e undeva la 500.000 de lei la fiecare comună, deci nouă nu ne ajung nici 500.000 pentru cofinanțare la proiectele noastre. Da. Bune așa 500.000, adică să fim în notă cu ceilalți. Adică, hai, nu 500, 400. Dom'le, am zis, da, gata, deci ceva, deci nu mai este nicio cale de remediere. Ne-am hotărât dimineață, am venit la primărie domnul consilier, ne-am consultat și am zis că haideți să mergem la Piatra Neamț să-l întrebăm în față pe domnul președinte de ce procedează așa. Noi am sperat ieri într-o alocare financiară în urma unui amendament la proiect. Nu s-a întâmplat. Am avut ieri un demers bun pentru comuna Timișești, așa îl consider eu. Am fost uniți. Sunt bucuros că am dat această notă. Am dat o notă și pentru cei care au urmărit aceste evenimente, dar pentru, în primul rând pentru cetățenii din comună. Nu a contat PNL, PSD, USR sau ALDE. Deci toți împreună am venit în interesul comunei Timișești. Bun. Până ajungem la finalul discuțiilor, haideți. Noi suntem obișnuiți cu ce se întâmplă la Consiliul Județean. De atâta timp este bătaia asta de joc incomensurabilă, o bătaie de joc care ar trebui amendată de toate comunitățile locale cu ședințele astea de doi bani online. Ați văzut, ați fost în sală. Ce înseamnă o ședință online? Adică tu faci ședința online în sala de ședințe și șeful stă sus în birou. Deci șeful stă în birou
și tu faci ședința jos. Dacă nu veneați dumneavoastră, probabil cobora și domnia sa. Deci este o bătaie de joc. Ședințele se țin fără dezbateri sau când sunt dezbateri, se fac dezbaterile alea de doi bani. Cum vi s-a părut modul în care ați fost primiți, modul în care s-a discutat? Ah, să-mi spuneți un lucru important. Ați anunțat că veniți? Nu am anunțat că venim, dar am ajuns cu 40 de minute înainte de ora propusă de noi și propusă de dumnealor de începerea ședinței Consiliului Județean și am anunțat la poliții jos. Ne dorim o audiență cu domnul președintele Consiliului Județean, o audiență de 10 minute înainte de ședință și să participăm la ședință. Da, o simplă paranteză. Bogdan, am intrat pe SwitcherCast și când o să pot spune o poză, o să te rog să o pui acolo, dar până atunci continuăm discuția. Deci, ne-am anunțat prezența, așa, dorința noastră și, bineînțeles, s-a transmis mai departe. S-a tras de timp, până s-a făcut 15. Nu am fost anunțați că vom fi primiți într-o audiență, se va discuta cu noi și ne-a condus doamna secretar în sala de ședință. Noi am fost undeva 13 consilieri. Și au fost momente în care s-a spus că nu se poate intra? Nu. A fost totul civilizat. Au fost tratați de oamenii din instituție cu respect. Deci nu pot să spun că nu. Am înțeles. Am fost 50 de persoane în total. Într-adevăr, pentru noi, care ținem ședința fizică, ca să mă exprim așa, nu online, a fost surprinzător la ce am asistat. S-au mai făcut și glume. Dacă așa gândește domnul președinte să țină o ședință a unui consiliu județean, vorba pe, de județ, pe probleme importante, adică cum împarți niște bani, cum împarți niște bani pentru toate comunitățile județului și tu vezi un ecran cu niște chestii acolo și auzi mai greu, dar se aude ce se întâmplă. Adică ceva lipsește la nivelul ăsta numit democrație. Știți cum a fost ieri, domnul președinte? A fost ca un elastic, așa tot evenimentul ieri. Domnul președinte a întins elasticul, l-a întins. A crezut că nu... Bine, acum, să fim cinstiți, la capete ați mai tras și dumneavoastră un pic. Păi am tras și noi. Da. Uite, te rog, Bogdan, să pui o fotografie și să o faci mare. Oameni buni, priviți această imagine. Este primarul unei comunități. În față se vede liderul consilierilor PNL și în fața primarului comunității este un funcționar. Atitudine mai clară decât asta, pe imaginea asta, nu există apropo de modul în care sunt văzuți aleșii locali din comune și cât de puternic este un funcționar care este consilier. Probabil că acum nici nu mai știu, o fi șeful cancelarii, Dumnezeu știe ce e pe acolo. Deci, domnul Iordache îl cheamă, discută cu primarul comunei Timișești și cu ceilalți care erau acolo veniți, ținând mâinile în buzunar, probabil ca să sprijine buzunarul. Atitudinea este ca de la șef la subaltern, a stat și pe o scară mai sus ca să fie peste, cam asta este, poza asta spune totul ca atitudine. Bineînțeles că primarul nu putea să discute direct cu cineva, ca să spunem așa, cu funcție și cei care au venit. A fost trimis un amploiat care a fost printr-o primărie de comună, după care a fost numit politic șef de la o instituție din Piatra Neamț la Consiliul Local și pe urmă a fost, ca să spunem, aspirat politic și pus pe funcțiile astea. Mie poza asta mi se pare definitorie pentru ce s-a întâmplat ieri acolo.
Da. De asta am vrut să o pun. Noi, când ne-am propus să venim la județ, la Consiliul Județean, noi ne-am propus să venim să stăm de vorbă cu domnul președinte Ionel Arsenie. Dumnealui a crezut că noi ne plimbăm până la piatra și ne întoarcem înapoi. Bine, la un moment dat am fost primit și am discutat. Și chiar i-am reproșat acest aspect. Că nu era nevoie de această atitudine și de această abordare. Când lucrurile puteau, din start, să se evolueze altfel. Haideți, în acum, timpul ședinței nu ni s-a dat cuvântul. Nici deci mie, ați nici intrat în sală. Ați cerut să vi se dea cuvântul? Da, dar am cerut la proiectul unde avem noi interes să ne spunem un punct de vedere. Și cine și s-a opus? Domnul președinte a condus ședința din birou, dar online. Deci, ca să ne înțelegem, dânsul era sus la etaj, în birou, jos erați dumneavoastră, cam câte persoane? Vreo 50 de persoane, da? Erați în birou dumneavoastră, 50 de persoane, v-a introdus în această sală, se vede imaginea imediat. Fă o mare, Bogdan, nu suntem noi așa de importanți, important e ce s-a întâmplat acolo. Eu văd că pe lângă domnul Goian, mai era și alt domn în vârstă aici, și erau mai mulți, măcar din respect, Doamne, măcar din respect, ar fi trebuit să fiți ascultați. Domnul Bălănescu, parte din acei cetățeni au făcut campanii și au votat cu Ionel Arsenie. Aici e dureros. Domnul Goian, da, face parte din PSD și l-a sunit pe domnul Arsenie. Adică abordarea asta pentru cei care te-au votat, te-au sprijinit și au făcut campanii pentru tine până la urmă, chiar că este de toată jena. Adică, hai, eu sunt primar PNL. Ai ceva cu PNL-uri. Bă, dar cu oamenii care au muncit pentru tine. Și noi am anunțat din start. Suntem prezenți tot Consiliul Local. Da. PNL, PSD, USR și alte. Deci, cam așa se vedea cu cine discută grupul de consilieri de la Timișești împreună cu primarul Bogdan. Fă o mare. Așa. Cam asta e imaginea Consiliului Județean. Încerc să mă abțin la maxim. Nu, să fiu elegant. Da, încercați să nu fiți elegant. Încercați să fiți cum, corect. Da. Ținim și noi ședințe de Consiliu Local. Credeți-ne că noi ne uitam unii la alții. Nici o dezbatere, nici... Nu știu când se numărau voturile, nu știu... Păi, nu, se făcea apel nominal, probabil. Apel nominal, dar apel nominal, în viteza aia nu. În viteza aia e cam greu să știu. Bun. Ați părăsit sala de ședințe. De ce? La proiectul unde avem noi interes, fim ascultați. Doar am vrut să fim ascultați. Nu neapărat că vor vota... Altfel. Să vă spuneți punctul de vedere. Da. Că problema noastră n-a fost doar să discutăm cu președintele. Dorința consilierilor PSD de la Timișești a fost să stea de vorbă cu consilierii județeni PSD, care au beneficiat de voturile strânse la Timișești. Da. Și ați vorbit cu vreunul? Nu. De ce? Păi dacă nu ni s-a dat... A, dar ei nu erau acolo? Nu. Dacă au fost online, normal. Păi dacă nu v-ați adus televizor de acasă să vorbiți la televizor cu ei? Asta a fost dorința dumnealor. Să spun așa, domnilor, sunteți consilieri județeni și cu votul nostru. Avem rugămintea să faceți un amendament astăzi. Acum, dumneavoastră, în ședință. Să alocați o sumă egală, ca la celălalt UAT-ul, și pentru Timișești. Sau, dacă nu, alocați în funcție de numărul de voturi pe care l-ați primit. Da. Problema a fost că la momentul respectiv nu m-am ridicat eu să iau. Domnul Goian... A intervenit. Vă rog frumos să-mi dați cuvântul, să vorbesc cu domnul președinte și cu ceilalți. Nu ni și care a fost reacția președintelui? Păi nu, ei au continuat ședința. Să adică nu v-au auzit? Da. Nu, am stat în picioare. Am intervenit și eu, doamna secretar. Dați-ne cuvânt. Nu ni s-a dat cuvântul, absolut deloc. Nici nu existam în sală și ca atare ne-am ridicat. Pentru că am văzut și eu că dumneavoastră era în birou, pe monitor. Și ținând cont că era printre ultimele proiecte, pe ordinea de zi, am zis că să nu găsim
birou gol. Cum, ne-am grăbit. Dar conducea ședința, n-avea cum să... Ei, eu cât urcam noi pe scări, la viteza care se vota... Bun. Ne-am dus la biroul dumnealui, am așteptat acolo un timp. Ne-am anunțat prezența, a mai durat, cred că o oră, o oră și ceva până... Să văd dacă găsesc momentul când ați părăsit sala, filmarea noastră de acolo. Nu, nu este stat în momentul, imediat îl găsesc și o să-l punem. Povestiți în continuare. Bun, am urcat scările în echipă și ne-am mers la dumnealui, la ușă. Ei, a fost o perioadă... A, da, uite, chiar momentul ăsta, acum. Domnul Mărcule, știți ce vă felicit eu și pe domnul Goian? Ați reușit un lucru senzațional. În lipsa consilierilor s-au ocupat scaunele de acolo. Au fost scoși funcționarii și aduși la ședință. Doamne ferește! Doamne ferește! Ați reușit, ca să nu cumva să ocupe altcineva scaunele, i-am văzut pe funcționari acolo, cum stăteau la masă. N-am mai văzut de mult asta. De mult. Bun. Ați mers la domnul președinte. Penibilul situației, domnul Bolănescu, a fost și pentru noi. Pentru că noi nu ne-am simțit confortabil când au observat că angajații CJ-ului, cei prezenți acolo, okay. Ca și noi nu s-au simțit confortabil. Acum, Dumnezeu, să te simți confortabil? Adică a fost de toată jena pentru toți. Și știți cum e? În toată lumea știe că ești sus în birou. Deci vedem pe monitor. Ceilalți de acolo, la fel, știu aspectul ăsta. Cum poți să ai această abordare? Să ai? Și acolo pe hol a fost iarăși o tatonare, o tensiune, provocare. Haideți să vedem. Ce s-a întâmplat pe hol? Să vedem prima dată versiunea domnului Goia. Ce s-a întâmplat? Ce suntem noi? Am urcat sus către biroul domnului președinte. Erau pe hol, eram supervizați, ca să zic așa, de jandarmi. Și ne s-au pus în vedere să nu blocăm căile de acces, ceea ce noi la care noi ne-am conformat. Ne-am așezat în șir indian, ca să zic așa, să nu deranjăm circulația pe hol. V-am solicitat să fim primiți la domnul președinte, s-au tergiversat lucrurile, mă rog, nu ni s-a dat un răspuns că ne poate primi sau nu ne poate primi, la care noi am insistat că nu plecăm. Ați tras de elastic în continuare. Păi, asta a fost așa, numai o amânare, ca să zic așa, discuției, că domnul președinte, fiind informat că noi suntem hotărâți să aflăm un răspuns la solicitarea noastră și într-un final am fost primiți de dânsul. Discutăm imediat. Mă interesează momentul ăsta de așteptare. Cine a discutat cu dumneavoastră, domnule? Cine a venit să discute? Lucru cert este că nu s-a dorit audiența cu noi. Nu s-a dorit și nu s-a dorit. Noi am sesizat acest aspect și cumva am reușit și noi să transmitem că nu o să plecăm până nu. Ai spus foarte clar. Altă ieșire, nici nu avea dumnealui pe unde, din birou, și a zis că stăm aici.
A venit un domn colonel, a venit alt ofițier, a venit în serie. La un moment dat am înțeles că a fost numit grup organizat. Da, da, grup organizat. Haideți să vedem momentul, dacă... Bogdan, poți? Da, te rog eu să-mi spui când. Ia să vedem. Dacă... Da. Ăsta este domnul ofițer. Da, da. Domnul veniți cu un elan așa de... Ne facem așa, știți. Ăsta de cu ce mă bătură? De ce am rugăminte la dumneavoastră? Să un pic colegul să vorbească și după fiecare... Este ora 16.30. Am fost sesizați că... Domnule, eu spre să ăștia sunt în care vă perfect. Deci 16.30 s-a terminat programul de lucru cu publicul. I-am solicitat domnul președinte să intervenim, că nu vrei să plecați de pe holul instituției. Vă aduc la cunoștință că este o prevedere, da? În legea 61. Cât de penibil pentru omul ăsta. Da. Primarul Comunei Timișești și viceprimarul. Bine punctat. Deci am primit o sesizare, că domnul președinte spune... Sunt niște infractori. Nu sunteți infractori, domnul. Nu, v-a rugat, a venit cu atitudine, chiar am vorbit frumos. Doar acum ați lăsat alătătorul. Ați lăsat acum tonul, când ați arătat cu cine ați lăsat. Vorbesc pe ea repede, pentru că am fost solicitat, chemat, acum hai repede să rezolvăm problema. Eu vreau să rezolvăm problema, nu să... Știu că ați venit aici cu unele câte doleanțe. E... Da. Dar dacă nimeni nu vrea să vă vorbească în audiență și să adună problemă... Nu-l atacă nimeni, domnule. Dar nu e vorba că l-atacă, nu-l atacă. Am asta. Am crezut că poate vă primește cineva. Dar domnul președinte, dacă programul și eu mi-a terminat programul... Vă rog frumos. Nici măcar la doamna secretară nu mi s-a permis să vedem dacă ne primește totuși domnul... Îți transmiteți dumneavoastră și faceți aceeași greșeală. Domnul Bolonia. Ne oprim deocamdată aici cu... Asta, eu remarc atitudinea acestui ofițer care a fost sesizat de o autoritate și trebuie să-și facă treaba dacă a fost sesizat. Și a venit acolo și cât de jenat era el de chestia asta. În primă fază, nu știu. Prima a fost mai... Nu s-a informat bine ce se întâmplă și a venit așa, că vinea mie să întreb. A venit undeva de pe front, cu un elan, parcă avea arc. Gata, acum trebuie să rezolvăm. Da, o confunda luna, nu era 10 august. Da, nu, nu era 10 august, era februarie. Și am venit să rezolv o treabă. Stai un pic, află despre ce-i vorba. Urmă să vezi cum o rezolvi. Tu ai avut cumva, s-a spus cineva, deci să rezolvi treaba respectivă. Da? Plus că dumnealor, din punctul meu de vedere, au purtat pe hol discuții cu noi care nu aveau rostul, nu aveau voie ei să implici în modul, da, de abordare a CJ-ului. Aici vă contrazic. Ei, deci, în instituția CJ-ului nu funcționează legile României. În instituția CJ-ului funcționează legile secretarului instituției și a primului secretar. Pardon, a președintelui, nu primului secretar. Primul secretar era în vremuri trecute. Deci, CJ-ul nu răspunde la solicitări, CJ-ul face ședințe online și își bate joc din întreg județ, așa că acolo, dacă te duci, ești fișat, se vede, te uiți pe ecran, bă, ăsta intră, ăsta nu intră. Deci, aici vă contrazic, ei pot să facă ce vor, iar oamenii ăia care spuși acolo să asigure, ăia trebuie să se supună, că dacă nu se supun, pamărie. Du-te și cumpără spălărie în alt post. Domnul Bălănescu. Nu că sunt primarul unei comune, nu că fac parte dintr-un partid, nu că sunt implicat în politică neapărat. Domnule, ca cetățean, mă simt rușinat pentru că în județul meu, într-o instituție care se numește Consiliul Județean Neamț, există asemenea abordări. Mă simt rușinat, sincer. Și nu numai, noi aseară am ajuns la Timișoara și am stat de vorbă. Unii dintre noi au fost marcați. Credeți-mi. Deci, nu, nu vine să crezi. Asta că este poate problema. Exista așa ceva. Asta este problema. Se cheamă informare prin omisiune pe Facebook. Lumea nu crede că se poate întâmpla așa ceva într-o instituție civilizată și democratică. Cum bă să facă? Vorbesc ăștia de la presă. Aiurea. Nu poate să facă până nu dai cu capul de biroul președintelui,
Nu te poți convinge. Bun, ajungem la momentul acela când și-a dat seama domnul Arsene că nu veți pleca. Că a spus, domnule, noi ieșim pe scări și l-așteptăm pe scări. A venit domnul să ne spună că 16.30 trebuie să plecați. A zis că dumneavoastră socializiți, noi plecăm de aici. Ne arestați și le face și aveți făcut. Cred că era cineva care îi transmitea. Probabil că erau activate camerele de pe hol cu sunetul birou. Și după cum ați observat, o delegație, noi ne-ar fi dorit să iasă dumneavoastră, dar de vorbă cu noi toți. Cine a fost în delegație? Primarul, viceprimarul și trei consilieri PSD. PSD. Bun. Și acum povestiți-mi, de-abia aștept să, deci, de-abia aștept să faceți procesul verbal al întâlnirii. Ideea este că am fost noi. La început a fost o mică tensiune, mai mult între primar și președinte. Adică între dumneavoastră și președinte. Ca între vechi cunoștințe. Ca între vechi cunoștințe. Lucruri până ne-am detensionat un pic. Adică așa a fost, că normal, după atâta așteptare și dumnealui aștepta, cred că să vorbească cu mine, eu cu dumnealui. Cu mult respect vă întreb, nivelul discuției a fost unul ridicat la început sau a fost un pic mai contondent? A avut urcușuri și coborâșuri. Urcușuri și coborâșuri specifice. Și la un moment dat ne-am coborât un pic și zis că da, domn președinte, domnii sunt consilieri PSD, zic. Atunci a realizat că ei sunt consilieri PSD. Da. Și v-a întrebat ceva, cum ați muncit în campanie, câte voturi ați adus? Da, a fost o discuție referitoare și la această situație. Bine, că dânsul cunoștea rezultatele din alegeri și la care s-au trecut după aceea la discuții referitoare la alocarea banilor, da. Pentru care motiv ne-am deplasat noi la Piatra Neamț. Și discuțiile au avut un caracter mai amiabil, mai plăcut cumva, în sensul că domnul primar, în discuția care au avut-o de la început cu dânsul, domnule, dar de ce am fost marginalizat, de ce nu știu ce? Și la un moment dat, domnule, uite, și aici, ca să zic, am rămas plăcut, surprins că dânsul a revenit la tensiunea cu care începuse discuția și a avut un moment de acalmie, așa, și a zis, domne, uite, la următoarea rectificare vă am în vedere, v-a promis că ne va aloca o sumă cu care să puteți face față cheltuielilor care le avem în de achitat la furnizorii care ne-au... Domnul Mărculeț, eu întreb așa, după mintea mea, hai să-i zic de ziarist, că nu pot să zic mai mult, dacă s-a convins că e nevoie de bani la Timișești, domnia sa are o posibilitate foarte simplă. Sună pe interfon la domnul prefect și spune, domnule, te rog eu frumos, fă o chestie din aia, cum se cheamă, prealabilă și trimite-ne hotărârea înapoi și într-o extraordinară pe online, pe care poți să o faci poi mâine, refacem chestia asta. Și motivația foarte simplă era, domnule, mi-am dat seama că am greșit. Pentru că ce spune domnul Goian este o chestie tipică de politician versat și-a dat seama că nu are ieșire în discuție cu niște oameni care l-au votat, au luptat pentru el și au zis așa, lasă că vă fac eu o cotă mare după 1 martie. Că în definitiv nu știu dacă vă mai fac eu sau altul cota asta și dacă vă face bine, dacă nu. Dacă vroia să vă ajute, pur și simplu, hotărârea asta putea fi amendată în timpul ședinței, vă asculta și o amenda în timpul ședinței, nu vă promitea ceva. Și acum a promis pentru că nu-l mai costa nimic, domnul Goian. Pentru că hotărârea era votată și până în septembrie, octombrie, când se mai face încă o rectificare, curge apă pe
Ozana și pe ce mai aveți pe acolo dumneavoastră, multă. Deci asta este problema. Dacă vroia să vă ajute astăzi, vă putea ajuta. Să știți că această discuție a împărtat-o. De ce nu azi? De ce nu ne-a ascultat? De ce... Și răspunsul? De ce atât de multe ori 0-0-0 ce ai cu Timișești? Ai cu mine. Ai cu oamenii ăștia care să votați, cu comunitatea. Și? Când motivii sunt clare și justificate să alogi bani la Timișești. Bun. Data viitoare. Zic, adică vorbim și eu în administrație și sunt tot în data viitoare, poate fi prin august, prin septembrie, prin... Și am căzut de acord că motivii de a rectifica un buget pot apărea oricând. Și așa este, este în adevăr. Adică poate întâmpla să fie o rectificare bugetară și peste două săptămâni sau peste o lună. Noi să fim atenți aspectul ăsta. Asta nu e rectificare bugetară. Asta e alocarea de fonduri de 6%. Da. Dumnealui spune că mai are o rezervă bugetară din 6% și o să aloce la Timișești o sumă egală cum au primit OAT-uri. A, deci o să fac o chestie specială. Cum am numai mai făcut? Pentru Timișești. O mai făcut pentru niște comune numai la final. Nu mai pentru Timișești. E, dacă face asta până la 1 martie, eu scos pălăria și zic foarte bine, bravo, Arsene. Bun, acum nu știu ce înseamnă 1 martie. Chiar și de paie să fie pălăria, nu mai contează. Noi, la plecare, am transmis. Noi promisi ne-o luăm de bună. Nu e greu să venim înapoi. Nu 50, 500 venim, dacă sunt eu. Dar cred eu că o să țină de cuvânt, chiar dacă se mai întâlnesc un pic. Și am detenționat cumva relația cu Timișești, nu cu primarul comunei, dar cu comuna Timișești, relația cu... Bun, acum, pentru mine așa, aseară sau ieri, după ce ați terminat și ați plecat de acolo, v-a sunat vreun primar care este în aceeași situație cu dumneavoastră, de exemplu, domnul de la Bicaschei, dacă nu mă înșel, domnul... Oniga. Oniga. Nu, dar poate să mă sune astăzi, o să vorbim. Nu, că sunt foarte curios, că mai sunt încă... Deci domnul Oniga... Doi suntem. Așa? Timișești și cu dumnealui. Până acum au mai fost și alții. Au mai fost și alții. Dar între timp probabil s-au aliniat. Dar noi s-au aliniat. Poate. Au promis. Mai stăm la carcere. Am înțeles. Bun, eu vreau să pun punctul pe ei. Orgolele atât de mari încât te orbește să vezi că greșești și că dai într-o comunitate și lovești mereu, mereu și lovești chiar pe tăi. Că totul ține de la orgoliu și de la ambiții. Chiar mă abțin cât pot de mult. Domnule, dar să vă dăm ceva, să nu vă mai abțineți. Nu, mă abțin, că nu, m-am săturat de un pic de bulbuci. De... Ieri a fost o zi foarte încărcată și... Pot să spun doar un singur cuvânt. Oameni mici. Atât. Eu pot să spun că... Nu știu dacă e vorba de oameni mici. Este vorba de... N-am zis doar om mic, oameni mici, pentru că nu se poate, domnule, să fii înconjurat de oameni cu studii, cu studii specialitate și să accepți această stare. Dar nici la o comună nu se întâmplă așa ceva, domnule. Ai aceste năraburi, această aroganță, această dictatură. Eu nu pot să cred, mai ales că am fost colegi la liceu. Adică, domnule, mai rău ca înainte poți spui așa ceva. Adică, nu, deschide gura, nu. Am văzut și acolo, era cineva apostrofat, că de ce-o votat așa? Am rămas. Dar asta este situația. Așa se întâmplă tot timpul. Da. Dacă un consilier îndrăznește să spună ceva, este făcut zob. În direct. Dar lumea nu se uită. Lumea nu se informează și nu crede când cineva scrie lucrurile astea, nu crede. Asta este marea problemă, domnul primar, domnul consilier. Până nu ne convingem fiecare că... Și am trăit în atmosfera asta cel puțin ultimii 6 ani.
Domnul Bolănescu, noi ieri am tras un semnal de alarmă și cred că prin puterea exemplului, decidenții actuali și viitori o să aibă semnalul ăsta de alarmă, că cât avem 50 km. Ne-am grupat noi și ne-am, într-o oră ne-am organizat. Nu e greu, dacă comunicarea și modul de abordare continuă la acest nivel, indiferent cine o să fie în viitor, chiar și cu stânga și cu dreapta și cu orice partid, așa o să procedăm. Adică și dacă vin ai dumneavoastră, păi dacă o să fim, fim tratați la fel, dar știți ce m-aș bucura eu tare mult? Abia aia ar fi o dovadă de normalitate și un exemplu de dat pentru județ. Vin ai dumneavoastră și comuna, nu știu, ziceți-mi un primar pe săi, Petricani, că e aproape, da? Da. Nu primește bani. Și atunci, ăia din Petricani nu se duc, ei se obișnuiesc cu PSD-ismul. Și vin cei din Timișești și se duc ei acolo, la Consiliul Județean, și spun, domnilor, nu este ok. Când n-am primit, noi am venit. Acum venim că n-au primit ăia. Da, e un lucru. Sunt foarte curios. Eu înțeleg așa. De ce ești la putere? Ca să-mi fie mie mai bine ca ții, că nu ești la putere. Accept lucrul ăsta. Bă, este președinte CJ PSD, primarul PSD, ia un pic mai mult, dar care e problema? Că nu se supără nimeni. Bă, dar nu poți face la nu dai nimic. Tot timpul s-a discutat, s-a negociat. Și eu mi-aduc aminte că pe timpul guvernării Orban, când era doar PNL-ul și USR-ul, s-a făcut rectificare la guvern și nu s-a făcut diferență între PNL și PSD. Decât ăla, cincimea aia sau zeceia la... Ca la fotbal, știți? Da, da, 10% da, pentru gazde. Da, 10% da, pentru da, gazde, fluier da, arbitru. Da, da, asta ca lucru, să știm amândoi. Că... Până la urmă, un lucru acceptabil. Atunci de ce să mai câștigăm alegerile? Că nu înțeleg. Câștigăm alegerile, de ce? Ca să... Păi nu ne mai câștigăm și toți suntem la fel. Înțeleg că cine e la putere, o duci un pic mai bine, dar nu mi-ai lingura din mână, nu mi-ai pâine din față. Nu-mi pâști păi da. Nu-mi pâști triangul la gât. Păi sau... da. Bun, acum, învățămintele sunt clare. Ar trebui să fie clare pentru toți oamenii pentru toți din județ. Și, mă iertați, la modul cum s-au comportat consilierii PSD din Consiliul Local Timișești, consilierii USR, și alte. Și USR? Și USR. Da, da. Toți am fost. Solidaritatea de care au dat dovadă. Și cum ne-am unit în interesul comunei, da, este un exemplu pentru multă lume și la fel. La fel și noi, de la PNL. Dacă va veni vremea în viitor, lucrurile se așeze invers, vom da dovadă de aceeași abordare și loialitate în interesul comunii. Le mulțumesc. M-am simțit, ieri am fost tensionat, dar în același timp... Dar v-ați simțit primar. Da. Sunt momente când zic, nu mai trebuie, mă las, că nu mai... Adică nu mai vreau. Sunt momente. Ei, ieri mi-am dat seama că am de ce să mă lupt și să merg în continuare. Și, adică este una din satisfacțiile funcției, că mai mult sunt insatisfacții. Acum, o ultimă întrebare. Ați cerut bani, dar scuzați-mă, proiectele i le-ați prezentat înainte, ați făcut adrese ca să spuneți, domne, luați-ne în calcul. Am făcut mereu adrese. Mereu. Și la sfârșit de an, la început de an, mereu, mereu. Deci nu poate să spună că zero tot. Nu poate să spună că n-au hârtie. Dar poate... Dar dumnealor au centralizat. Dar poate dânsul este nevinovat. Nu. Poate nu i-au dat subalternii adresele. Poate nu i-a dat doamna secretar, nu l-a sesizat. Băi, uite, aici e zero sau cât e, 50. Băi, poate, hai să verificăm ăștia, chiar n-au proiecte? La final, la finalul discuției, chiar s-a și glumit. Da. Avea din el acolo ceva și am zis că hai să... ceva cu aghiazmă. Zic că hai să dăm, să încheiem tensiunea asta. Dar chiar avea aghiazmă? Era acolo. Da. Și... e bine să stea. Și cu promisiunea că... te păzește de rău. Promisiunea că dumnealui termină această dușmănie cu Timișești.
și cu promisiunea făcută, în special, domnilor consilieri PSD, că va fi această alocare. Acum, să știți că Arsene când promite, de obicei, se ține de cuvânt. A promis că nu vă dă bani, nu v-a dat bani. A promis că vă dă, probabil că vă va da niște bani. Dar învățămintele sunt clare. Nu se poate face treabă în județul ăsta decât atunci când există o presiune pe domnul. Și vă mai dau un exemplu din ședința de ieri. Trebuia să treacă un proiect de hotărâre prin care funcționarii de la DGASPC, care stau cu dosul în scaune... A fost retras. Cum a fost retras, domnule? Eram noi acolo. Cred. Nu, dar știți de ce a fost retras? Pentru că a apărut în presa națională și a lezat scrobul cămășii domnului președinte, presa națională. Păi și dacă presa națională a scris, hai să-l retragem. Dar cum a ajuns proiectul ăla pe ordinea de zi? Cine l-a văzut? Cine a dat avizul de legalitate? Cum a trecut prin, cum se cheamă, prin mapele domnilor consilieri, aceștia care apără județul și banii lor? Asta este o dovadă de nesimțire administrativă, totală și jignire, față de oamenii care muncesc în mediul privat și care se uită. Cum să-i dai mă la ăla 7 zile că stă cu curul pe scaun? Eventual îi pui melodia aia celebră, cu, să o asculte. Deci nu se poate așa ceva, este aberant. Domnul Bălănescu, fiecare are modul lui de abordare, de a interpreta lucrurile. Știu eu, eu m-aș simți jenat să am atâta vasalitate în jurul meu. Toată lumea. Și asta, domnule, deci în ce timp trăim? Ce ochelar frumos aveți, șefă. Mie dacă mi-ar face cineva niciodată, dacă zicea două ori, zic el, bă, dar ce vrei de la mine? Da. Cravata e de la Armani, șosetele sunt de la, cum se cheamă, Sofia Man. Nu neapărat deci... îmbrăcămintea, dar toți, sau chiar toți, majoritatea din jurul dumnealui, nu știu cum să intre în voie, să nu superi, să nu zic o vorbă în plus. Nu... Cineva uită să apese pe un buton, băi, apasă pe butonul ăla că nu te aud, și nu ești atent. Adică un mod de ăsta de abordare, lipsi de respect. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, dar nu vreau să închei fără să arăt o carte la cameră. Se vede, da, dar nu mai trebuie. Se cheamă Timișești Monografie. Sunteți obligați să scoateți ori un volum alături mic, ori să o reeditați, dar musai trebuie să puneți și acțiunea de ieri în monografie. M-ați înțeles? Da. Noi periodic facem actualizare la... Păi, trebuie actualizată pentru că este un model prin care o comunitate și-a apărat drepturile. Și ar trebui ca toată lumea să facă același lucru. Mulțumesc, domnul Voia. Mulțumesc, mulțumesc pentru participare. Oameni buni, asta a fost emisiunea de astăzi, o emisiune care se vrea a fi plină de învățăminte. Vă deranjează ceva? Mergeți civilizat și apărați-vă drepturile cu încăpățânare, pentru că altfel nu se poate. Este ceea ce încearcă presa să spună de ani de zile, nu numai Mesagerul, toată presa. Culmea e că toată presa, chiar și cea favorabilă domnului președinte, spune același lucru, numai că spune pentru alții, nu și pentru domnul președinte. Altfel, nu se poate decât să devenim și mai sclavi decât suntem acum. Pentru că noi, în momentul ăsta, trăim pe plantația Neamț, care are un șef și foarte mulți vechili. Unii sunt cu biciul legii în mână și fac legea cum vor ei sau o aplică cum vor ei. Alții sunt cu zăhărelul. Băi, nea, mărculeț, băi, dacă vii la noi, zice, hai că nu mai ai problemele astea. Sau băi, nea, Țepeș, sau nea, Cutărescu. Vii la noi și gata, nu mai ai problemele astea, ești în gașca noastră.
ar fi cazul să termină cu găștile în județul ăsta. Pentru că găștile put, indiferent de zona în care sunt, put. Ne oprim aici, oameni buni, să aveți un weekend frumos. Mâine, ci că e primăvară. Duminică s-ar putea și luni să vină iarna. Om trăi și om vedea. Important e că am învățat ceva alaltă ieri și astăzi. La revedere, numai bine!